Sobele caselor dintr-un sat din județul Arad au dublă utilizare. În primul rând încălzesc odăile, apoi localnicii afumă slănina și cârnații din carne de porc. Și nu este numai pentru economie la lemne. Fumul care iese prin podul caselor oferă o aromă intensă specială preparatelor. Obiceiul este unul vechi. Din acest motiv, satul Nadăș este cunoscut în zonă ca satul cu case fără hornuri. Se tăie porcul, dacă nu, în seara aia, două zile, suim în pod și facem fum. Aici avem cârnați, aici. Aici avem cardaboș și aici ai slănină. Satul Nadăș se află la poalele unui deal, la 70 de kilometri de municipiul Arad. Localnicii cresc porci pentru producție proprie, însă nu au afumători moderne. Urmează tradiția din moș-strămoș și duc merindele în pod pentru cel mult două săptămâni. Fumul vine tocmai de la soba folosită la încălzirea locuinței. Cârnații, toba, caltaboșul sau slănina afumate în acest fel au un gust aparte. Noi la țară, majoritatea ce se consumă, se consumă din gospodăria noastră. Se pune lemn bun pe foc. Ce lemn? În special lemn de fag, esență tare. Da, aromă. O aromă deosebită, culoare extraordinară. Te lingi pe degete. Și hrana porcilor este naturală. Facem cârnați, cardaboș, maioș, tobă, din toate. Bio, 100%. Numai porumb, grâu, atât mănâncă. Pisat, cum spunem noi. Rețetele folosite pentru prepararea mezelurilor sunt aceleași ca acum sute de ani. Fiecare om cât vrea să fie de afumat și după gust. Altul vrea zile. Mai mult, o săptămână, altul două, trei zile și pe urmă se pune undeva la uscat cu un ventilator eventual și e foarte bun, e natural. După ce sunt afumate în pod, delicatesele de porc vor umple masa localnicilor în zilele de Crăciun.